Nu este Meghan Trainor azi în platoul Telemagazin, dar e o superbă interpretare a melodiei Dear Future Husband de către Mihaela Andrieș. Salutare și bun venit! Te invit aici lângă mine. Felicitări! Trebuie să vă spun că Mihaela recent a participat, adică în perioada 24-26 septembrie, a participat la un concurs desfășurat în Vaslui, România, și respectiv la acel concurs, bine pe lângă faptul că a fost cea de-a 50-a ediție a festivalului Concurs Internațional de Interpretare Vocală Constelația Necunoscută, au participat, cum am pornit să vă zic și un pic mai devreme, tocmai 100 de concurenți din 5 țări, inclusiv Republica Moldova. Ai noștri s-au ales cu trofee și ne bucurăm pentru acest lucru. Mulțumim. Mihaela în persoană s-a ales cu trofeul categoriei. Deci, atenție, trofeul categoriei. Cum sunt emoțiile? Avem cupa, avem diploma de participare, mai avem ceva despre care vorbim? Sincer să fiu, nu m-am gândit că o să iau cupa, pentru că chiar au fost voci foarte puternice, copii foarte talentați. Dar uite că a fost o surpriză atât și pentru mine cât și pentru susținătorii mei. A fost o surpriză plăcută, felicitări ție și profesoare tale de canto, Anastasia Jantec. O salutăm pe această cale. Și ar trebui să le spun celor de acasă că am mai avut doi premianți la fel la acest concurs de care v-am zis un pic mai devreme. E vorba de Valeria Vechiu, care a luat locul întâi la festival, profesor de canto Anet Smirnova, și Feizana Yılmaz, la fel locul 2 la acest concurs. Felicitări! Feizan a fost și în platoul Telemagazin. Mihaela, încă o dată felicitări! Zim, te rog, cine ți-a ales melodia de Meghan Trainor? Cu ea ai câștigat concursul? Sinceră să fiu, am ales-o împreună cu profesorul meu de canto, Anastasia Jantec. Oarecum am ales această piesă pentru că chiar îmi plac piesele lui Meghan Trainor și chiar mă regăsesc în stilul ei de a cânta, cât și în ritmul ei, adică am ales această piesă veselă pentru că am simțit nevoia să aduc puțină culoare pe scenă. Dacă îmi dai voie să te complimentez, vocea ta are un parfum așa de country și de muzică, chiar ceea ce cântă Meghan Trainor. Mulțumesc! Te văd pe scenele mari. Felicitări încă o dată ție. Spune-ne, te rog, cât de greu ți-a fost ție din cei 100 de participanți, din 5 țări, să iei trofeul. A fost destul de greu. M-am așteptat să, nu știu, să iau măcar un loc, dar când am văzut că am luat trofeu, am fost ceva gen, what? Și au fost voci minunate, adică chiar am simțit o concurență. Ți-ai făcut prieteni pe acolo? Din alte țări? Da, pe lângă concurs au fost multe activități și multe excursii în care am reușit să socializăm, să facem cunoștință, cât și să ne eliberăm puțin de emoții. Am avut și karaoke înainte de ziua concertului și ne-am simțit bine, chiar. Perfect! Pe lângă acest concurs și pe lângă acest trofeu, văd că ai și o invitație, ai venit cu ea. Haideți să vă arăt și diploma de la concurs în aceste momente. Asta e diploma cu care a venit acasă Mihaela. Da, uite, suntem aici. Ne mândrim cu ea și mai are și o invitație la un alt concurs despre care o să ne povestească în aceste clipe. Da, spune-ne, ce-i cu această invitație? Pe lângă trofeu și diplomă, cei de la Baia Mare m-au invitat la un festival acolo și chiar mă bucur. La fel nu m-am așteptat la această invitație și sper să ajung și acolo. Și pe lângă festival, care sunt planurile de viitor? Viitor? Sinceră să fiu, nu știu unde o să ducă drumul meu, dar sper să mă dezvolt mult în domeniul muzicii, să fiu o inspirație pentru alții, cât și să-i încurajez pe cei care sunt puțin mai timizi sau încă n-au acest curaj să iasă în lumina reflectoarelor, să o facă, pentru că, să fiu sinceră, în cele aproximativ 2 minute în care am ieșit pe scenă, a fost wow! Adică, dacă aș avea ocazia să dau timpul înapoi, chiar aș face. Pentru că a fost super. Eu și întreaga echipă îți urăm succes în continuare. Mulțumesc. Și să retrăiești de fiecare dată aceleași emoții, să ne bucuri cu cât mai multe premii și să auzim cât mai des pe la concursuri. And the winner is Mihaela Andrieș! Așa să fie. Fază. Succes ție încă o dată, îți mulțumim că duci faima Republicii Moldova și dincolo de hotarele ei și aplauze pentru toți participanții la acest concurs care s-a desfășurat și special pentru cei care au câștigat.